Cetatea Ierusalimului a prăznuit astăzi adormirea Maicii Domnului. Evenimentele religioase dedicate acestui mare praznic au început în urmă cu 3 zile, când icoana Maicii Domnului de la Metoclu Ghețimani a fost purtată în procesiune. Aseară, clericii credincioși din toate colțurile lumii au cântat prohodul Maicii Domnului, lângă mormântul de la Ghețimani. Slujbele de ieri și astăzi au fost oficiate de Patriarhul Ierusalimului. Și pelerinii români aflați zilele acestea la Ierusalim au cinstit-o pe Maica Domnului prin cântări și rugăciuni, participând la toate slujbele și evenimentele organizate în cinstea Născătoarei de Dumnezeu. Am rugat-o pe Maica Domnului ca, mutându-se de la moarte la viață, să ducă rugăciunile sale și, așa cum atunci când ea trăia, nu s-a despărțit niciodată de Fiul ei, sufletul Maicii Domnului este ținut în brațe de Fiul ei, tot așa să ne îmbrățișeze și pe noi, pe toți credincioșii români, pe cei care se află în aceste zile în cetatea Ierusalimului. Sunt numeroase grupuri de români, de pelerini, veniți în aceste zile la locurile sfinte și s-au bucurat să cânte și să meargă pe urmele Maicii Domnului, rugându-o ca să împlinească toate rugăciunile. 28 august este ziua în care cetatea Ierusalimului prăznuiește sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, conform calendarului locului. După praznicul învierii, această sărbătoare este cea mai frumoasă dintre prăznuirile care se fac în cetatea Ierusalimului. Cu 3 zile înainte de praznicul adormirii, se face o procesiune specială de la Metocul Ghețimani, care se găsește lângă Sfântul Mormânt, în curtea Sfântului Mormânt, și după ce se săvârșește Sfânta Liturghie la miezul nopții, starețul Ghețimanilor, care este arhiepiscopul Dorotei de Avilon, coboară icoana adormirii Maicii Domnului în cântări duhovnicești înconjurate de preoți și credincioși cu făclii aprinse în mâini la miezul nopții până la grădina Ghețimanilor, la biserica unde se găsește mormântul Maicii Domnului. Apoi urmează 3 zile de slujbe și privegheri, este împodobită biserica, baldachinul și mormântul Maicii Domnului. În ajunul praznicului, la Ghețimani coboară Patriarhul Ierusalimului și săvârșește slujba prohodului Maicii Domnului. Această slujbă se face dimineața după ce se încheie privegherea de toată noaptea, iar patriarhul, înconjurat de mitropoliții sinodului Patriarhiei Ierusalimului, de preoți credincioși din toate bisericile ortodoxe, cântă în jurul mormântului Maicii Domnului de la Ghețimani prohodul adormirii. În ziua praznicului, dis de dimineață, patriarhul din nou coboară la Ghețimani și săvârșește Sfânta Liturghie. La așezământul românesc de la Ierusalim, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi în limba română, special pentru pelerinii veniți din țară, iar la biserica din grădina Ghețimani, slujba a fost oficiată în limba greacă.